Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim despre viitor, un viitor nu atât de îndepărtat, un viitor în care companiile și statele vor putea controla din ce în ce mai multe detalii din viețile noastre. Și eu cred că aici vor fi luptele societății civile din viitor, viitorul apropiat, cum să facem să ne păstrăm libertățile. Unii au pierdut-o deja, gândiți-vă la China și la o mulțime de alte țări. Adică, din punctul ăsta de vedere, în Uniunea Europeană avem, până la urmă, situația cea mai bună, chiar mai bună decât în Statele Unite. Adică, oricât de plicticoasă ar putea părea organizația asta, așa, aici avem totuși cele mai multe drepturi. Și cea mai respectă? Bună protecție. Dacă nu se respectă, ai posibilitatea să reacționezi, să dai în judecată. Ok. Bun. Fără să generalizăm, iată un caz interesant petrecut în Baltimore, Maryland. Că ziceam că nici în state nu e grozav. Statele Baltimore. Unite. Baltimore, da. Unde un american care și-a super tehnologizat casa cu echipamente Amazon Smart și a avut casa inteligentă, cum da, se spune, ea nefiind foarte inteligentă, fiind de altfel mai proastă, așa, dar crede că e inteligentă. Deci prostuță, fii tu drăguț. A fost blocat de Amazon timp de o săptămână în urma unui incident în care cineva a reclamat că a fost insultat rasial de proprietarul casei respective. Că ar fi primit o insultă rasială. Păi și Amazon a putut să-l blocheze? Da. Normal, păi da, cum? E ca atunci când plătești chirie la mașină pe încălzire, în scaune sau pe aerul condiționat, dacă nu plătești chirie, ți-o oprește din soft. Ok. Deci omul avea o mulțime de sisteme smart în casă, toate de la Amazon. Nu e singura companie care face asta, dar Amazon e una dintre ele, au un sistem Amazon Echo și se poate automatiza orice, luminile, termostatele. Muzica, termostatele. Da, exact. Da, da. Camerele de supraveghere, electrocasnicele, încuietorile ușilor, uh-huh, tot. Poți să faci totul. Sună foarte SF așa, dar, mă rog, se poate face. Poți să scapi de unele corvenți sau gesturi, sau adică atunci când te trezești, poate să fie apa fierbinte, cafeaua făcută, să se ridice jaluzelele singure. Poți, uh-huh, să programezi toate chestiile astea, în fine. Dacă funcționează corect, viața devine mișto. Dacă nu, nu. Deci un curier Amazon care a încercat să-i livreze un colet la adresa respectivă a interpretat greșit un mesaj audio automat pe care l-a primit când a sunat la ușă. Nu era nimeni acasă, el a sunat și a primit un mesaj. Curierul a crezut că a fost făcut nu știu ce, rasial, așa. Și s-a supărat, s-a făcut o reclamație, iar Amazon, drept răspuns, a blocat toate dispozitivele inteligente și conturile utilizatorului. Ce zici, măcar, mă? Da, nici măcar fără să-l întrebe nimic. Nici pentru că Amazon are o politică, înțeleg, de protecția curierilor. Să aibă grijă de ei cât mai mult. A, curierii sunt ai lor. Da, curierii Amazon, da. Și nici măcar soneria de la ușă nu mai funcționa. Am văzut la un moment dat un sketch parodic apropo de cineva care trăiește în viitor într-o casă de-asta super tehnologizată și este foarte mulțumit că numai prin comenzi vocale acționează tot, ridică jaluzelele, aprinde lumina, fă cafeaua, toate alea, după care se duce la stomatolog și are o anestezie bucală și când se întoarce, spune ușcă de ușă. Îmi pare rău, nu înțeleg ce spune, ușcă de ușă! Și rămâne pe afară. A fost nevoie de o săptămână de investigații și de revizuire a înregistrărilor pentru ca adevărul să fie dovedit și conturile să fie deblocate. Da. Ce acum... Cred că merită să ne gândim măcar o clipă așa, să ne pregătim pentru viitor la toate aspectele vieții pe care le controlează sau le vor controla companiile și statele în viețile noastre și cât de devastatoare vor putea fi deciziile greșite, mai ales că vine inteligența artificială. Mă rog, nu la noi în România, adică noi încă suntem la faza ion. Suntem feriți, da. Cu mesaje preînregistrate. Și aici, maximum de damage, cred că e poprirea accidentală a conturilor. Că asta statul român știe să facă foarte bine accidental poprirea conturilor, dar mai mult cu dosarul cu șină nu se nu poate merge, face. Așa e, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.